43 de muncitori au trăit clipe de groază după ce autocarul cu care erau transportați a luat foc în mers. S-a întâmplat pe o stradă intens circulată din Timișoara. Flăcări au izbucnit inițial în partea din spate a mașinii și, din fericire, șoferul a observat imediat și a oprit. Oamenii au reușit să se evacueze rapid, astfel că nimeni nu a fost rănit. Pompierii spun că flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la instalația de climatizare.